ce au iubit atât de tare românii la tine? De ce? De ce tu? Tu ai atins un apogeu, dar nu ai jucat un rol principal în acea telenovelă care i-a răvășit pe români. Când spui cuvântul dură, venea din prisma meseriei ei, venea din prisma copilăriei ei. Vedeam oameni pe scenă la teatrul Radu Stanca din Sibiu și îmi doream să fiu actriță. Și nu mi-a fost ușor, în ce sens? Ca facultatea a fost grea, am stat în gazdă și gazdă nu la cămin. Ai știut sincer mereu în casă că tu ai niște frați? Era tatăl tău afemeiat? M-a întrebat, Ioana Ginghină? Dana Ginghină? Nu, Ioana Ginghină. De-aia zic că cumva știam, întotdeauna am știut că există, dar nu ne-am întâlnit. La final de prima căsătorie cu primul soț, găsești succesul. Prima ta telenovelă, Numai iubirea. În punctul ăsta al vieții te găsim. Exact în momentul în care încep să guși din celebritate, ești în punctul de a divorța. Eu cu Alexandru Papadopoul am fost abia după, deci a fost Numai iubirea, au fost Lacrimi de iubire. Eu între timp am mai fost cu Cove, așa. Și după aia abia am fost cu Alexandru. Dar cu Cove a fost genul de relație pe care cataloga-o cum? O relație, na, nu știu, tampon, dacă vrei. Tampon? Da. Dar să știi că a fost un om care a fost potrivit la locul potrivit, la momentul potrivit. Adică... Și acum, să știi că sunt într-o perioadă în care, de exemplu, pe partea profesională, nu merge extraordinar. Ce-ar trebui acum să facă? Păi n-am de 2 ani proiect pe TV, la teatru, uite, nu joc roluri principale. Că am zis, măi, trebuie să fie curățenie, nu pot să vin acum, ce să fac? Adică e... Niciodată nu mi-a plăcut statutul ăsta de amantă, ca să zic așa. Deci ori, uite, că eu am fost nevastă, după cum vezi. Cel mai tare asta mă deranjează. Mă deranjează că cumva s-a înțeles și nu știe nimeni, numai cred că Alexandru știe adevărul, nu știe nimeni dacă eu am fost înșelată sau nu. Următoarea invitată știe câteva lucruri despre iubire. Întotdeauna întrebarea despre ea e ce din personalitatea ei a făcut pe români să o îndrăgească atât de tare, să nu o uite, să o iubească mereu. A jucat într-o telenovelă care se numea Numai iubirea. Iar dacă ar fi să-i rezumi viața, este despre iubire. Numai iubirea a făcut-o să spună de câteva ori da. Și dacă ar fi să o ia de la capăt, ar spune chiar de mai multe ori da. E în căutarea mereu a iubirii. Și dacă ar fi să-i cauți un cusur, ar fi asumarea. Vorbește deschis despre orice. Asta i-a cauzat de multe ori, poate suferință. Astăzi, în oglindă, o să vorbim cu o actriță. Dar, la începutul interviului, și-a lăsat masca acasă. Bine ai venit, Ioana Ginghină. Am aflat cum se pronunță cu adevărat numele tău. Da. Foarte frumos. Mi-a plăcut foarte mult. Sunt foarte, de fiecare dată când merg la un interviu, sunt foarte atentă la introduceri, pentru că pe mine mă încarcă mult. E cumva cum mă văd pe mine oamenii din afară, știi? Și de foarte puține ori ți se spune în față, eu cred despre tine că ești așa, așa, așa. Și cumva la aceste intro-uri pentru că de obicei sunt lăudată și atunci mi se încarcă așa. Deranjează când crezi că lauda nu este sinceră? Da, îți dai seama. Și o și simți că nu e sinceră. Reacționezi de regulă când simți? Nu. Mă și gândeam asta că... Bine, nu că aș reacționa neapărat. Asta chiar nu mi-aș dori să reacționez când nu simt că e ceva nesincer. Că depinde de relația cu persoana pe care o ai. Adică nu merită să-ți consumi energia cu chiar fiecare persoană în parte pe care o întâlnești de lungul vieții. Poți să întreb sincer un lucru? M-am întrebat mereu. Ce au iubit atât de tare românii la tine? De ce? De ce tu? Nu știu, cred că sinceritatea, sincer.
Pentru că niciodată nu am încercat să fiu alt om decât sunt. Cred că vine din educația pe care o am de acasă, și anume cea mai bună minciună e adevărul. Asta am știut-o de când lumea. Mi-o spunea mama când vreau să mai chiulez de la școală sau când voiam să mai zic o minciună ca să lipsesc de pe undeva. Și mama îmi spunea, sau dacă am lipsit, am făcut o boacănă, ziceam ce să zic ca să mă salvez. Și mama îmi spunea întotdeauna, cea mai bună minciună este adevărul. Și cumva așa am crescut și ușor am realizat că sunt om și că nu am nimic special față de ceilalți oameni, și atunci de ce mi-ar fi rușine să spun ceva ce toți facem? Doar că unii au curajul să spună și unii n-au curajul să spună. Te întrebam într-un context. Tu ai atins un apogeu, dar nu ai jucat un rol principal în acea telenovelă care i-a răvășit pe români. Dar dacă ar fi să ne uităm acum în posteritate, ești unul dintre personajele care a rămas acolo mereu. Și de-aia mă întrebam, de ce tu? Cred că contează foarte mult și cum faci lucrurile, și aici mă refer nu la talent și la dedicare, cât la pasiune și cât suflet pui în lucru pe care îl faci. Și cumva pentru mine meseria de actriță și rolurile în general îmi plac foarte mult. Eu să știi că și la Teatrul Ion Creangă, unde sunt angajată, eu nu am avut un rol principal niciodată și nici acum. Am tot felul de roluri în care dansez, în care cânt, în care dar replici, așa efectiv nu prea am, dar le fac cu foarte multă dedicare și îmi place foarte mult și mă încarcă foarte mult și îmi place foarte mult și pe scenă și pe platou de filmare. Și cred că asta se transmite de fapt. Crezi că a jucat, până să intrăm în detalii și să intrăm în povestea vieții tale, crezi că și viața ta privată, faptul că românii au stat în primul rând și ți-au privit viața ta privată, care a fost un pic agitată, te-au făcut mai umană, mai apucabilă, mai reală? S-ar putea, da. Pentru că și o să o iau de la începuturi. Când am început să filmez în seriale, imediat m-am căsătorit cu Alexandru și am avut o sarcină cu complicații la care a trebuit să renunț. Și atunci țin minte că la fel am ales să spun adevărul, adică era varianta să nu spun nimic. Pe mine mă consumă, eu îi admir într-un fel pe oamenii care aleg să nu spună nimic și să lase lucrurile ca oamenii să facă tot soiul de scenarii și să ei să zică da sau ba sau nimic, să lase lumea să... Eu nu pot. Deci pe mine mă consumă mai mult să știu că oamenii fac tot soiul de scenarii, adică m-ar fi deranjat foarte mult de-a lungul vieții să văd în presă, și așa am văzut, dar am văzut mai puține tocmai datorită sincerității. M-ar fi consumat mai mult să văd diverse scenarii și supoziții făcute de la o tăcere de-a mea, pentru că ele oricum ar fi existat, adică nu m-ar fi lăsat cumva presa în pace, ar fi fost tot soiul de scenarii și de urmăriri și de telenovele inventate. Am preferat întotdeauna să spun adevărul ca să scap de... Eu nu duc la poveștile astea mai mult sau mai puțin adevărate din presă. Dar important, lecția asta a sincerității ai avut-o și acasă, în casa copilăriei? Da. Din punctul meu de vedere, ei mei au fost prea sinceri, adică am știut întotdeauna toate problemele familiei noastre. E un lucru bun sau rău ăsta? Nu-mi dau seama. Copilul meu, de exemplu, din epoca de azi, nu știu dacă ar fi făcut față la ce probleme am avut eu. Și nu-ți imagine aici că sunt niște probleme grave. Dar am trecut prin revoluție, prin mama care a mai pierdut sarcini, prin... adică niște lucruri care le-am știut exact cum s-au întâmplat. Adică n-am știut că vine barza, adică am știut lucrurile foarte... exact la firul ierbii. Adică cum au fost, chiar dacă eram sau nu pregătit la vârste așa fragede să știu anumite lucruri. Atunci eu le-am digerat foarte bine și n-am avut probleme, dar uitându-mă la copiii din ziua de azi, eu și având adolescenta mea și lucrând cu copii, nu știu dacă acum copiii ăștia ar face față la niște lucruri atât de practic adevărate, umane. Aș vrea să te vedem pe tine mică. Prima amintire este la Sibiu. Da.
Dar înțeleg că nu acolo te-ai născut. Nu, nu. Dar am copilărit undeva în Agârbiciu, e un sat de lângă Copșa Mică. Dar nu mai am amintire. Am trăit până la 2 ani, nu mai știu, adică nu mi-amintesc nimic din zona. Deci la asta te referai tu când spuneai că ai venit din greșeală. Nu că ar fi fost o greșeală a părinților tăi. Ai venit din greșeală în acea zonă, în Copșa Mică. Da, nu, am fost un copil dorit așa, da, pentru că ai mei abia se căsătoriseră, aveau un an de căsnicie, mama a rămas însărcinată și am apărut eu, adică nu am fost un copil nedorit în niciun caz. Dar iubit? Exista noțiunea? Da, eu iubită am fost cu siguranță, mai ales acum că părinții mei sunt bunici și cumva văd altfel iubirea față de nepoți decât o vedeau față de mine. Însă am trăit acea educație din anii 80 în care copilul nu îi se spunea toată ziua bună ziua, te iubesc, în care certurile erau nu numai cu vorba, ci și cu palma și... Dar nu pot să spun că eram eu diferit. Așa erau toți copiii din fața blocului. Adică... Suntem în fața blocului, la Sibiu. Da. E un apartament sau o casă? Un apartament cu două camere. Și când... La parter. La parter. Da. Mergem în acest apartament de la parter. Amintirea ta ni-l mai poate descrie? Da, sigur. Deși la 17 ani ne-am mutat într-un apartament cu 3 camere, pentru că eu am o soră cu 11 ani mai mică decât mine și cumva era cam înghesuială, de săpuse și ea mare și așa, dar ani de zile am dormit pe canapeaua din sufragerie cu sora mea. Adică așa, asta a fost copilăria. Totdeauna visele mele din copilărie sunt în acel apartament. Consider eu și subconștientul meu locul copilăriei mele. Ceva ce te leagă de acolo? Tot. Gașca din fața blocului, școala care era la 10 minute de mers pe jos, tot. Vecinii... Când intrăm într-o zi obișnuită, o găsim pe mama... Nu prea găsim pe mama, pentru că mama lucra, ca toate mamele, până la 3:30. Eu cumva stăteam foarte mult singură, mai ales după ce am terminat grădinița. În general mă duceam la grădiniță până la ora 4, 5, 6, dormeam de la grădiniță, dar după școală, la ora 12, eram acasă și eram singură până la un 3:30, 4, când venea mama de la servici. Micuța Ioana o vede pe mama destul de dură, o mamă dură, dar Ioana de acum o vede o mamă căruia trebuie să-i mulțumească pentru ce am ajuns eu astăzi. Dar când spui cuvântul dură, venea din prisma meseriei ei, venea din prisma copilăriei ei? De ce era dură? Cred că și copilăriei. Nu am foarte multe detalii despre copilăria ei pentru că nu a fost foarte deschisă să-mi povestească mai mult de faptul că știu că veneau din 6 frați, i-am cunoscut bunicii, i-am cunoscut munchii și mătușile, dar n-a avut o copilărie tocmai ușoară. Ea este născută în Costinești, 6 frați, cum spuneam, mergeau și să muncească, închiriau și camere sezoniștilor, adică era o copilărie nu neapărat cu joacă și voie bună întotdeauna. Pe ea... purta în spate un bagaj. Purta și în spate un bagaj, dar să ne înțelegem, era acea mamă din anii 80 care nu era bolnavă niciodată sau dacă era bolnavă nu conta, adică era mama, era tot timpul, trebuia să ne gătească, să facă curat, să fie acolo, să facă cu noi lecții. Eu niciodată n-am văzut-o pe mama indisponibilă de lucruri, să facă lucruri. Am punctat că mama era mereu acolo, stâlpul casei. Pe tata ce rol îi plasăm dacă mama a fost stâlpul? Tata era un fel de frate mai mare, pentru că cumva era acolo să o sprijine pe mama financiar, dar el făcea foarte mult sport. Face și acum. Tatăl meu, am niște poze, dar nu mă lasă să le postez. La 81 de ani sare cap în bazin, în oată, este foarte sportiv. Și el cumva făcea foarte mult sport. Era profesor de educație fizică. Și
ne lua cu noi, mă rog, mai ales pe mine, am zis că e diferența asta de vârstă de 11 ani între mine și sora mea, și cumva tata e mai în vârstă ca mama cu 12 ani, de sora mea l-a prins și mai în vârstă, și ne lua cu noi, cu el peste tot. Dacă mergea la schi, mă lua cu el. Dacă mergeam la tenis, mă lua cu el. Și atunci am avut parte de prezența tatălui foarte mult în joacă, de joacă, partener de joacă, de tenis, de schi, dar în educația efectivă, lecții, certat, îmbrăcat, mâncat, era mama sau singură. Adică tata a fost pentru mine un exemplu și nu asta zic că nu vreau să înțeleagă că nu apreciez ce exemplu am avut de la el, și anume eu toată disciplina asta de a mânca sănătos, de a face sport, de a avea grijă de mine, el tot timpul dormea orele și acum le doarme, nu există orele de somn, sunt ore de somn, dar indiferent ce probleme erau în casă, el avea grijă ca el să fie, să aibă toate lucrurile astea. Dar pentru mama nu era greu? Cred că era greu, da. Dar nu am văzut niciodată lucrul ăsta. Acum, ca femeie, îți dai seama că... E greu să gestionezi un asemenea soț. Că e greu, da, să gestionezi asemenea soț. Nu, eu n-aș putea. Adică, eu n-aș putea să am răbdarea asta. Eu am simțit ce a simțit mama acum vreo, mai știu, 4 ani, 5 ani. A venit tata la noi și a stat mai multe săptămâni. Și atunci am simțit ce face mama, pentru că tata nici deci pe lângă faptul că nu gătește și nu-și face lucruri, nici măcar să-și pună masa. Adică mama l-a obișnuit să-i pună masa, să-i pună în farfurie. Din punctul meu de vedere, greșea la ei, adică nu i-a lui tata. Te-ai putea cataloga drept un copil bogat? Exista conceptul ăsta pe vremea lui Ceaușescu? Nu exista asta, zic că eram toți la fel. Dacă o iei cu comparația de acum, eram extrem de sărac, adică stăteam la două camere, n-aveam camera mea, când mă trezeam, primul lucru trebuia să fac canapeaua, nici nu știu, acum mă gândesc că când văd câte dressing-uri și dulapuri am acum, mă gândesc, Doamne, acum puteam să trăiesc cu doar câteva haine, erau câteva haine, cred că erau numărate pe zile, să avem chiloți, șosete curate și așa, cât să mergi în fiecare zi cu ele și să le poți reîmprospăta pe parcurs. Dar toți eram așa, adică poate după ce a căzut Ceaușescu undeva în clasa, deci la liceu, undeva 9-10, să fi văzut la numărul de ginși, de training-uri, de astea, că erau cumva la număr. Dar tot alea din Turcia, acum diferențele sunt mult mai mari. Eu n-am simțit, deși dacă stau să mă gândesc, acum mă gândesc, da, cu tare stătea la 4 camere, cu tare avea, dar nu le simțeam, adică pentru că nu le vedeai diferențele astea. Când te privești acum în oglindă, în locul în care te afli și cât de darnică a fost viața cu tine și te întorci la fetița mică de acolo, de la Sibiu, te gândeai că o să ajungi aici? La ce visai atunci? Visam și asta, exact la asta. Este visul pe care îl trăiești azi? Da, da, da. Asta mi se pare miracolul vieții mele și de asta sunt asumată și de asta împărtășesc cu toată lumea și de asta sunt așa, pentru că e mare lucru să îți fi îndeplinit visul pe care l-ai avut de când erai mică. Mi-am dorit să fiu actriță în vremuri în care, că acum multă lume își dorește, vede la televizor o persoană publică și își dorește să fie ca persoana respectivă, dar eu nu aveam conceptul ăsta de vedetă, de persoană de la televizor care să fie cunoscută. Eu mi-am dorit să fiu actriță când vedeam oameni pe scenă la teatrul Radu Stanca din Sibiu. Și îmi doream să fiu actriță. Și nu mi-a fost ușor, în ce sens? Ca facultatea a fost grea, am stat în gazdă și gazdă nu la cămin, am stat în gazdă la o familie care închiria o cameră, tot așa, într-un apartament cu două camere din Iancului. Am avut noroc de oameni frumoși în viață, am avut noroc de o familie extraordinară care m-a luat ca pe copilul lor, mâncam cu ei la masă, ei aveau undeva un loc la țară unde se duceau. Și când venea primăvara, mai plecau câte o săptămână, două, plângeam după ei, efectiv, și ziceam, măi, femeie, dar alte adolescente vor să stea singure, să fie singure acasă, să rămână, știu. Dar mie îmi plăcea partea asta de fapt, că puteam să mă duc pe stradă să fiu singură și să ies cu prietenii, dar când veneam acasă, îmi plăcea să găsesc această familie, acest miros de mâncare, de casă, să ne uităm la televizor, la un film. Întotdeauna mi-a plăcut asta de familia. O să vorbim despre aceste două vise care la un moment dat s-au întretăiat. Visul tău de a avea o familie neapărat
și visul tău de a ajunge nu cineva, ci de a ajunge actriță. De actriță, da. Pentru că sunt două concepte total diferite. Da, 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 așa este. Dar mi-a rămas un lucru în minte, că tatăl a avut niște relații înainte. Când ai aflat că mai ai niște frați, ai aflat de ei, ai știut așa cum spui tu dintotdeauna, am început acest interviu cu sinceritatea cu care vin de acasă. Ai știut sincer mereu în casă că tu ai niște frați? Da, de fratele meu din America am știut dintotdeauna, adică de când s-a putut, nu știu o anume discuție în care să mi se fi spus. Știam că există, știam că vorbeau și bunicii de el, de existența lui, adică am știut dintotdeauna. O să te rog să explici tu situația. Am citit foarte multe articole cu foarte mulți frați, surori, frați. O să te rog pe tine, dacă poți, să-mi spui tu povestea așa cum o știi, ca să o adunăm cumva. Da, chiar aș vrea să o mai să zic, poate să o mai clarific. Pentru că un pic, eu că după nu am presă, clarificat-o. Am numărat frații, nu prea mi-ies. Frați buni, frați vitreți, da. Frați de tată, frați de mamă. E din cauza că presa, eu am vorbit atunci foarte corect, așa și cinstit, dar cumva presa a vrut să facă titluri și atunci le-a zăpăcit de le-a nebunit. Titlul mai pus și plus... corect care e? Titlul corect. Titlul corect este așa, că tatăl meu a fost un tată extraordinar și un soț extraordinar, pentru că a fost alături de noi, de familie, îți spuneam, ne lua cu el, așa, ne... Deci în conceptul lui de tată, cum știa el mai bine, a fost un tată foarte bun. Dar înainte de familia asta, el a mai fost căsătorit odată cu o soție care a plecat, fugit, cum era pe vremea aia, în America. Da? De acolo a rezultat un copil. La momentul respectiv, el a obținut acest copil prin divorț pentru că mama era plecată, dar s-a gândit că pentru binele copilului respectiv e mai bine să-l lase să se ducă la mamă, că era chestia aia, o să trăiască în altă, în America. Și acum visăm să mergem în America, dar îmi uite atunci, vorbim de anii 70, nici măcar de anii 80. Așa, între căsătoria cu mama și căsătoria și cealaltă căsătorie, am mai avut o fetiță. De cu 2 ani, cam 2-3 ani mai mare decât mine, pe care iar nu o cunosc. Pe fratele din America l-am văzut și ținem legătura pe social media, l-am văzut de 2 ori în viața mea, e cu 8 ani mai mare decât mine, i-am cunoscut și soția și un băiețel, mai are și o fetiță. Dar pe sora asta nici nu știu cum arată. Am înțeles că a plecat în Germania, nu știu, chiar nu știu, e o poveste... De soră, când ai aflat prima dată? Știam ceva, bănuiam ceva, am mai auzit discuții de pensie alimentară și așa, dar n-am... Adică, în momentul în care a apărut, a venit la un moment dat, odată, tot așa, eram mică, nu mai știu să zic, clasa 6-a, clasa 5-a, și a apărut într-un context, venit să-l vadă pe tata, nu mai știu să zic așa, cumva știam de ea, adică când am văzut-o, țin minte că... cumva știam că există și că ea ar putea să fie. Dar cum a venit așa, a plecat și după aia n-am... E o problemă destul de complicată și în partea cealaltă. Mama era căsătorită în timpul ăsta, deci ceva de genul, încât și acolo era... Adică a fost așa un subiect tabu pentru toată lumea, și partea aia și partea noastră. Pentru mama era că vreau să schimb un pic perspectiva. Nu, nu. Știa? Mama știa de tot dinainte și cumva și-a asumat și știa de tot. Adică știa, tata plătea pensie alimentară pentru sora asta mea, Dana. Știa de Mihail, că Mihail în perioada când... era plecat în America, el mai venea în România. Adică cu mama lui. Au venit de vreo 2-3 ori. Deci, la bunici, așa. Nu știu să zic, eram atât de mică încât știu că auzeam tot așa. A venit Mihail cu mama lui, nu știu ce, nu ne vedeam, nu înțeleg asta. Trebuie să înțeleagă lumea, erau alte timpuri, erau cu totul și cu totul alte timpuri, iar că erau rușine și pe timpul de vedere că era pe timpul Ceaușescu și erau american, tata niciodată n-a fost membru de partid din cauza asta, nu erau american, că trăiau în America, n-a fost niciodată membru de partid, n-a putut niciodată lua funcție de conducere în școală, adică ai mei au fost cumva, mai ales tata, a surprit de faptul că avea rude în străinătate.
mai era și intelectual, adică pe vremea aia era cumva să fii și intelectual, să ai și rude în străinătate și părinții, tată, bunicul meu a fost avocat, judecător pe vremea regelui, deci cumva veneam dintr-o familie pentru comuniști extrem de rău famată. Întrebarea care a fost în subtext, de fapt, în toate articolele astea, și eu o să întreb direct. Era tatăl tău afemeiat? Nu cred. Nu cred, chiar nu cred. Cred că poate era tot într-o căutare a unei relații. Dovadă că după aia nu s-a mai întâmplat nimic de genul acesta. Deci alături de mama ta, practic, el și-a găsit și liniștea. Așa cred și să mai zic un lucru, eu cu tata, că de asta cumva povestea asta poate părea hazlie, așa, vai, uite, tatăl tău care a avut așa, dar, repet, el făcea toate sporturile astea când pleca de acasă și nu pleca nopțile, noi am avut păltinișul pentru schi la 20 de kilometri de Sibiu, tenis făcea în Sibiu. Ne lua cu noi, cu el. Deci eu am fost, nu știu, 90% din timp când el pleca să facă sport, eram cu el. Și la Păltinișic mergeam pe drum munte cu bicicletele și eu am fost cu el acolo, drept care niciodată nu l-am văzut să flirteze cu o femeie, să facă glume cu o femeie. El chiar făcea sport, adică el se ducea, era chiar foarte chitit pe sport. Eu de asta și sunt foarte dură când vine vorba de muncă și de disciplină. Chiar mult prea dură, pentru că eu când mă duceam cu tata să facem sport, el nu-mi spunea, vezi, și acum, hai, mamă, hai să te, nu știu ce, nu, ajungeam acolo, ne puneam clăparii de schi și schiam. Oricum nu exista mai mult de să bei un ceai cu rom pe pârtie, nu exista să-ți iei chestii, să nu știu, dar nu exista să stăm, să povestim, să socializăm, decât la coada care era la telescaun. Când s-a întâlnit fratele pentru prima dată, ai simțit ceva? Cum a fost întâlnirea cu el? Să știi că de-a lungul timpului, din cauza faptului că foarte multă lume, auzindu-mi viața, și asta cu divorțurile, și asta cu frații, și asta cu, să zic, multe lucruri care s-au întâmplat în viața mea, mi-au pus niște lucruri, întrebări din astea așa de profunde. Ce ai simțit? Ce ai... Și nu că e posibil să nu simți nimic. Asta, da. Aici vreau să ajung. Că de asta te-am întrebat. Mi-am pus de multe ori întrebarea... Mă, poate trebuia să... Adică lumea e așa de... Mă întreabă așa lucruri de ce ai simțit, dar cum? Poate pentru că este nou pentru cineva din... Na, căruia nu i s-au întâmplat atât de multe lucruri. Nu pot să zic că n-am simțit nimic, dar nici nu n-am simțit așa o... Aoleu, ce profunzime, el e fratele meu, simt ceva, nu simt nimic. Și în general, asta... Nu știu dacă e bine sau e rău, dar așa sunt. Întotdeauna am luat lucrurile cum au venit. Nu am stat să le gândesc foarte tare și în general, și în business, și în școala de actorie, și ca mamă, și ca iubită, și ca tot, întotdeauna sunt pe rezolvare. Niciodată nu stau să mă gândesc foarte mult la trecut, la de ce s-a întâmplat asta și sunt mai mult pe rezolvare. Adică atunci când m-am întâlnit, i-am oferit casa mea, ne-am văzut, am fost cu el peste tot să vizităm. Atunci am văzut și eu prima dată Casa Poporului. Am și zis, ia uite, trebuie să vină americanul ca să mă duc și eu să văd Casa Poporului. Am fost cât se poate de deschisă. Nu pot să zic că am simțit iubire de frate sau de soră sau că m-a magnetizat ceva sau că am plâns sau că... Îmi imaginam, știi că era emisiunea surpriză, exact în perioada aia când l-am văzut eu prima dată și știi, parcă și imagine, când știam că trebuie să vină, na, că ne-a anunțat. Așa. Îmi și imaginam cum parcă se deschide ușa și eu o să plâng și nu simțeam nimic, zic, nu știu, voi fi eu de... Că asta aveam cumva comparația cu emisiunea aia, toți plângeau când se vedeau și se ieleau în brațe și n-am nici plâns, n-am nici simțit, nu pot să zic că am avut regrete, nu pot să zic că... Vreau să întreb dacă în cazul tău concret lucrurile au curs natural și vreau să întreb sincer dacă tu acum ai doar o soră sau ai patru frați? Nu, am o soră și am un frate în America, dar de sora cealaltă ar fi ipocrizie maximă din partea mea să zic că simt ceva, că am ceva. În momentul ăsta
dacă ar apărea, nu știu, mai mult tot așa de... Nu știu dacă prietenie poate să fie, că na, și prietenile astea se mai leagă din timp. Nu știu, dar nu pot să o zic că pe Dana o consider sora mea, decât că știu că există și că de-a lungul timpului am tot auzit. Când mă duceam, de exemplu, în Sibiu la bibliotecă, mă întreba, că noi ne închina, copiii ăștia nu știu, dar noi ne luam cărțile toate de la bibliotecă și era o singură biblioteca Astra din Sibiu și mă întreba, Ioana Ginghină, Dana Ginghină, nu, Ioana Ginghină, de-aia zic că cumva știam, întotdeauna am știut că există, dar nu ne-am întâlnit. Deci am o soră la care ține norma, adică nu pot să-l compar pe Mihail, iubirea pentru soră mea nu pot să o compar cu... iubirea pentru Mihail. Lecția pe care ai învățat-o din toată povestea asta cu tata, care e? Privind în relațiile tale, găsești ceva? Ai învățat o lecție de acolo? E ceva ce ai dus cu tine pe mai departe? Nu știu, pentru că de la tata, dacă am ceva... Și crede-mă că lucrez cu mine inclusiv cu psiholog și în ziua, și chiar azi, da. Vin de acolo. Adică îmi place să lucrez, îmi place să mă descoper, îmi place să stau, să lucrez cu mine și să văd ce și cum. Să știi că de la tata am moștenit doar asta cu disciplina, munca, asta cu lifestyle-ul sănătos și cumva de la mama am partea asta de familie. Așa s-au așezat în mine. Adică mi-am dorit familie, Doamne ferește, adică mi-am dorit ca copilul să fie într-o familie. Dar nu știu dacă aș fi fost pregătită să fac sacrificii pentru familie, adică respectiv pentru soț, cât într-adevăr pentru copil aș face, nu există ceva ce n-aș face. Asta îi spun de multe ori când, fiind adolescentă, mai sunt tot soi de discuții și înainte de a-mi spune o pledoarie... care poate se mai spune și cu tonul sus, întotdeauna mi-o încep. Tu să știi că vorbește acum persoana care îl face orice pentru tine. Acum că mai zicem lucruri sau, na, pe care poate, dar atâta spun, că de acum o să vorbească o persoană care ar face orice pentru tine. Și chiar aș face orice pentru ea. Când ai venit în București, ce te-a făcut, ce te-a atras să vii aici? Ai venit că a trebuit? A fost o alegere? A fost și destin. În moment, vreau să rămân într-un fel la Sibiu, dar facultatea de teatru de la Sibiu s-a făcut exact după un an după ce am dat eu la facultate. Puteam să aleg Clujul sau Bucureștiu, dar pentru că în București aveam două mătuși, na, cum e cu familia, unde să te duci, nu o să te duci între străini, te duci undeva unde... ai și două mătuși. Acum mătușile nu puteau să mă găzduiască pentru că, na, aveau și ele tot așa două camere, adică n-aveam o cameră unde puteam să stau efectiv. Și am stat în gazdă, dar pe principiul ăsta am ajuns la București, că erau aceste două mătuși, surorile mamei mele. Deci viața începe în gazdă. Unde ne ducem în gazdă? Păi am stat, eu în gazdă, pentru mine gazda a fost tanti Stella și nenea Marinică. Și îmi pare atât de rău că n-am știut să mai țin legătura, na, eram tânără, 20 de ani, n-am știut să mai țin legătura cu ei. Și după aia am aflat la un moment dat că s-au dus. Și mi-a părut foarte rău că n-am ținut legătura pentru că au fost niște gazde extraordinare. Da, vestul la 20 de ani, după ce am terminat cu gazda și am mutat la apartamentul meu, cumva m-am văzut o perioadă și după aia lucrurile s-au diluat așa. Dar mi-a părut rău, adică acum la vârsta asta când vezi că oamenii de calitate sunt puțini și că greu găsești, mi-ar fi plăcut să-i fi păstrat în viața mea mai mult timp. Ai avut noroc în București să lucrezi de prima oară actriță? Ai fost nevoită să faci și altceva ca să-ți câștigi primii bani? Am făcut figurații ani de zile la Național. Nu contau banii, dar nu știu, luam, nu știu, 10 lei pe spectacol. Adică ceva, nu știu dacă puteam din, nu știu, 10 spectacole să-mi iau, nu știu, 3 pâini. Ceva de genul, e că erau foarte puțin. Dar faptul că eram pe scenă și eram într-un spectacol Ondini, era un spectacol superb și juca Albulescu, juca Pintea și eu eram acolo cu el, adică el era la 2 metri așa de mine.
Eu eram în spate, ondină, cu mai multe fete ondine din niște sirene, așa, ale mării. Și ei erau așa și mie mi se părea, adică nu mi-aș fi pus problema vreodată să renunț, că mi-ar fi zis, vezi că de mâine nu mai câștigi 10 lei, câștigi 5 lei sau nu mai câștigi nimic. Adică aș fi zis, ok, eu tot vin, că sunt acolo, am spectacol în ziua aia, am spectacol. Nu mai gândesc așa tinerii din ziua de azi, sau mă rog, o mică parte ar mai gândi poate așa, nu vreau să zic că toată lumea, să generalizez, dar nu mai gândesc. Și eu asta făceam, făceam multe figurații, multe, multe figurații și pe vremea aia la Teatru Național. După care să știi că, eu asta cred, că universul, în momentul în care te testează, ia mă, chiar vrei să fii asta? Și după aia ușor, ușor ți se deschid lucruri, pentru că la facultate eram și un regizor din cadrul facultății, respectiv Constantin Dicu, a zis că au două fete să mergem să faceți tot așa o figurație, dansuri și cântece la Teatru Ion Creangă, dacă vreți să mergeți, tot așa m-am dus eu cu o colegă și uită-mă până în ziua de azi la Teatru Ion Creangă. Numai că pe atunci am fost colaboratoare, deci am fost colaboratoare de prin 98 până acum 22 de ani, am făcut 22 de ani pe cartea de muncă. Dar am rămas până în ziua de azi. Dar asta zic, nu cu fițe, nu cu cât câștig, nu cu, ci doar că îmi doream foarte mult să fiu acolo. Și ai ajuns acolo. O să mergem cumva cu povestea pe două planuri. Te căsătorești și în același timp, la final de prima căsătorie cu primul soț, găsești succesul. Prima ta telenovelă, Numai iubirea. În punctul ăsta al vieții te găsim. Exact în momentul în care începi să guști din celebritate, ești și în punctul de a divorța. Eram deja divorțată când am ajuns la Numai iubirea, dar eram cu fostul soț. Cum? Eu am făcut mult mai multe seriale decât Numai iubirea. Am fost la un serial în familie, care era pe Prima TV, deci cumva deja eram destul de cunoscut, adică copiii în sala de spectacol strigau Bianca, Bianca, Bianca mă chema atunci. N-a fost un serial care, nu știu, a făcut istorie, dar în timpul ăla era Big Brother și În familie, adică astea erau cele două emisiuni așa cu audiență. După aia am jucat în foarte multe roluri episodice în La Bloc, deci cumva prinsese în gustul ăsta al notorietății și nici prin cap nu-mi trecea pe vremea aia, cumva, că nu vreau să-mi asum așa asta cu familia că a fost dintotdeauna, nici prin cap nu-mi trecea pe atunci să fac un copil, deși eram căsătorită, nu vroiam să-mi fac copil, să mă așez la casa mea, bine, aveam deja apartamentul, dar în sensul că nu-mi stătea capul la familie neapărat. Și cumva atunci fostul soț punea presiunea asta, adică își dorea foarte mult familie, nu eram pe aceeași lungime de undă. Ori am divorțat, dar n-am avut niciunul curajul să ne și separăm. Am divorțat, ne-am separat, iar ne-am împăcat. Chiar dacă am divorțat cu acte, n-am mai făcut efectiv actele înapoi, dar cumva ne tot împăcam, ne tot certam, ne tot împăcam. Și, într-adevăr, când a venit notorietatea asta de la succesul telenovelei Numai iubirea, atunci s-a produs separarea definitivă. Întreb, pentru că noi aici lămurim lucruri. Presa notează atunci că tu ți-ai fi părăsit primul soț pentru că te-ai fi îndrăgostit de Alexandru Papadopol. Și te întreb, adevărul tău ca și femeie, care este? Adevărul e, normal că pentru presă dă mai bine așa. Eu cu Alexandru Papadopol am fost abia după, deci a fost Numai iubirea, au fost Lacrimi de iubire. Eu între timp am mai fost cu Cove, așa, și după aia abia am fost cu Alexandru. Dar, pentru detaliile de presă se uită toată pauza asta. Eu eram divorțată de primul soț când l-am cunoscut pe... De fapt, și când filmam în Numai iubirea, eram divorțată de primul soț. Șansa asta pe care ai primit-o cu Numai iubirea, presupun că nimeni nu știa ce succes o să aibă. Cei care se uită acum, care sunt foarte tineri, nu poate să înțeleagă ce a însemnat pentru România la vremea aia, reușea să umpleți mall-uri cu mii de oameni care veneau doar să vă atingă. Tu când ai conștientizat ce se întâmplă cu tine, succesul de care vă bucurați?
Păi atunci, în perioada aia, și era așa, asta spun că cu fetița mică în care a visat să... nici n-a visat la așa ceva, că nu exista termen de comparație. În momentul când visam eu să fiu actriță, nu visam la așa ceva, că nu aveam cum să îmi imaginez că poate să existe, să te duci într-un mall și să urle lumea, că vrea să te vadă, să se anunțe în mall, că trebuie să iasă oamenii, eram la Iași și trebuiau să iasă oamenii din mall pentru că era pericolul să cadă deci etajul 2, n-avea susținerea scările și banda asta pe care mergi. Și oamenii, noi stăteam jos și ei erau undeva sus și se anunțau că trebuie să nu mai stea acolo, că nu are așa susținere mare zona asta unde, practic, erau doar de trecere între magazine. Și, da, exact, țipete, să te atingă, paparații, nu ca acum, paparații care te urmăreau tot timpul să-ți facă poze, să... Mi-aduc aminte, atunci au început aceste articole despre viața ta privată, noi ce să punctăm ca realitate despre viața ta? Atunci erai o femeie proaspăt divorțată și nefericită? Eu nu prea am fost nefericită. Am avut, ca toți oamenii, diverse situații. Eu nefericită, deci eu îi mulțumesc lui Dumnezeu și crede-mă, în fiecare zi, când eu mă urc la volanul mașinii, deci în fiecare zi, când mă urc la volanul mașinii, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu. Eu nu am voie să spun că am avut o viață nefericită. Pentru că eu trăiesc ce, nu știu cum să-ți explic, ce mi-am dorit toată viața. Că au mai fost zile sau perioade și perioade, într-adevăr, dar nu pot să spun că am fost nefericită, pentru că exact asta. S-ar putea să fie asta și o chestie pe care am avut-o genetic, nu știu, habar n-am. Dar eu niciodată când am fost, nu mi-a mers, că eu asta zic, nu nefericită, că nu mi-a mers într-o zonă, da? Nu m-am canalizat pe ce nu merge, m-am canalizat pe ce am. Niciodată nu m-am uitat la ce n-am. Știi ce zic? Și acum, să știi că sunt într-o perioadă în care, de exemplu, pe partea profesională, nu merge extraordinar. Dar m-am gândit tot timpul, și acum mă gândesc. Mă gândesc că e Ruxy, bine, a intrat la liceu care și-a dorit, e fericită, m-am măritat, mă bucur de căței, pisici, nu știu, alte, de zona asta, de școală, de actorie. Ce ar trebui acum să fac? Păi n-am de 2 ani proiect pe TV, la teatru, uite, nu joc roluri principale, nu știu, adică dacă aș vrea neapărat să văd și acum, astăzi, în situația asta, aș vedea la întuneric în viața mea o grămadă. Dar de ce? Refuz să fii nefericită? Nu că refuz, de ce aș fi? Care-i motivul? Adică am așa, nu merge bine pe carieră, dar am un soț minunat, am o casă frumoasă, n-am datorii, pot să călătoresc. Adică, cumva, de ce nu le văd pe toate? De ce trebuie să văd doar zona asta neagră? Deci trebuie să o văd pe toate și dacă le amestec, s-ar putea să iasă o zonă, un crem spre alb. Știi ce zic? Adică de asta zic. Și așa am fost toată viața. Așa am fost toată viața. Optimistă. Optimistă, da. Ne întoarcem la acest punct și aș vrea să înțeleg exact ce s-a întâmplat cu tine în perioada aia și cu relațiile tale. Se scrie foarte mult despre acea perioadă în care tu te îndrăgostești de Alexandru Papadopol după ce divorțezi. Am punctat că nu el a fost motivul pentru care ai divorțat. Nu. Erai deja divorțată. Da, da. Eu între fostul soț și Alexandru am fost cu Cove un an de zile. Deci n-avea nicio treabă. Dar cu Cove a fost genul de relație pe care cataloga-o cum? O relație, nu știu, tampon, dacă vrei. Tampon? Da, 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 da. Dar să știi că a fost un om care a fost potrivit la locul potrivit, la momentul potrivit. Adică, să nu-ți imaginezi acum că m-am mai auzit și chestia asta, că între Alexandru și Cristi n-a mai fost nimeni. O femeie când divorțează rămâne singură, tot încearcă, mai iese cu diversi domni, mai, adică să nu vă imaginați că eu am stat așa în casă și am plâns și după aia într-o zi m-am trezit, m-am machiat, am ieșit pe stradă și l-am găsit pe Cristi și gata, uite, n-a fost așa. Deci nici într-un caz, nici în altul, au fost niște
ieșiri, niște, am mai avut niște relații de o lună, de două, de cinci, de, adică nu a fost Cristi, gata, a venit și... Deci asta face parte din viață, dar nu, niciun caz, nu. Într-adevăr, și fostul soț, primul, mă refer, primul fost soț, l-a luat pe Alexandru ca finalul final pentru că m-am căsătorit. Adică probabil dacă nu mă căsătoream, nu știu, mai spera, habar n-am cât. Dar într-adevăr atunci s-a supărat foarte tare pe mine, adică până în ziua de azi. Cred că lucrurile devin complicate, de asta vreau să te întreb. La un moment dat există un articol cu o declarație a ta în care tu spui că l-ai fi avertizat pe Alexandru Papadopol să-și curețe viața înainte să vă... Da, 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 da. Voi v-ați îndrăgostit în timp ce el era într-o relație. Da, noi ne-am îndrăgostit la numai iubirea. Da, da, îndrăgosteală de aia de oameni de 20 de ani. Da? Și eu sunt un om foarte corect, tranșant. Adică la mine nu există gri. E alb și negru. Și mai ales în zonele astea complicate cu oameni, cu pe mine mă sperie și atunci eu sunt pe curățenie și acasă, la fel. Drept care, în momentul în care noi, să zicem, flirtam, așa, eu eram divorțată, deci nu se pune problema, nici nu eram cu cuve, eram singură, da? Și el era într-o relație, într-adevăr. Am început să povestim, să ne, nu știu, să erau, pe vremea aia nu exista ca acum un program de filmare. Știai când vii, nu știai când pleci de la filmare. Erau dăți când de multe ori dormeam acolo și nu că ni se cerea, Doamne ferește, dar erau paturi și așa și de multe ori dacă aveai, terminai filmarea la, nu știu, 12 noaptea și te chemau la 5 dimineața, ziceai, hai să dormim aici, ce rost are, așa. Dovadă că și Adela și mulți atunci ne-am cuplat, s-au cuplat, s-au tot făcut cupluri în perioada aia, pentru că stăteam foarte mult împreună. Și, ne-am îndrăgostit, dar asta zic că nu ne-am dus mai departe exact de asta. Că am zis, măi, trebuie să fie curățenie, nu pot să... Bine, acum ce să fac? Adică e... Niciodată nu mi-a plăcut statutul ăsta de amantă, ca să zic așa. Deci ori, uite, că eu am fost nevastă, după cum vezi. Eu sunt nevastă, nu-mi place statutul ăsta de amantă. Și atunci asta a fost. I-am zis, da, trebuie să rezolvi problema. Și a trecut un an de zile, adică nu s-a rezolvat, hai, gata, mă duc la aia, îi zic, hai, pac, pentru că și el probabil o iubea pe ființa aia, adică erau, nu știu, niște lucruri, nu erau așa ușor de rezolvat. Că am zis eu, gata, de mâine, gata, s-a terminat. Și când s-a întors după un an? Curăța. Nu s-a întors, asta zic că cumva nu s-a întors, că într-adevăr pare așa, s-a întors, nu. Iar viața, noi la lacrimi de iubire n-am mai lucrat împreună. Știi? Că asta eu întotdeauna, pentru că n-am fost o persoană care a ieșit foarte mult la viața ei, totdeauna și soții, nu vezi că toți i-am și iubiții de la servici? Toată lumea zice, dar ce dai mai? Toți iubiții tăi sunt de prin jurul tău. Păi da, că dacă nu sunt cu cluburi, nu sunt cu ieșiri, nu sunt cu aia, de unde să-mi iau și eu iubiții și soții? De pe la servici. Și Cristi, a fost că ne-am întâlnit la o întâlnire de afaceri ca să facem un eveniment pentru copii. Și ideea a fost în felul următor. Noi la Lacrimi de Iubire n-am lucrat împreună. El a făcut Păcatele Evei și a fost în altă distribuție și nu ne întâlneam. Și eu la Lacrimi de Iubire și nu ne întâlneam. Și nu ne-am văzut un an de zile sau dacă ne-am văzut, ne-am văzut și ne-am salutat și am mers mai departe. Sau, adică nu a fost o chestie că vai, ne-am văzut tot anul ăla și nu știu. Și după aia, la următorul serial, nici mai știu cum se numea, tot cu iubirea, Daria, iubirea mea, da? Deci în 2006, iar ne-am întâlnit. Iar în toamna anului 2006 ne-am întâlnit pentru că filmam la Daria, iubirea mea. Asta s-a întâmplat curățat. În septembrie. Da, el era liber, eu eram liberă și am început să, din septembrie până în decembrie, iar, ca la numai iubire. Mai o vorbuliță, mai un drum spre casă, mai am reluat, practic, ne-am redescoperit dinainte. Pentru că toată lumea știe cum începe chestia. Începe ca o prietenie. Eu îți povestesc relele mele din viața mea, eu tu îmi povestesc și vai, vai, și vai, vai, și vai, vai, și până la urmă atâta vai, vai, că te conectezi. Și cumva acum, când s-a întâmplat chestia asta, din septembrie și până în decembrie, noi iar ne-am reîndrăgostit.
Și după aia, în decembrie, direct, hai să... A, și eu, asta a fost nebunia. Că asta, dacă vrei neapărat o picanterie, asta a fost picanteria mare din viață, că, într-adevăr, hai să ne cuplăm. Și eu am zis atunci, într-o glumă, nu mă, ori ne luăm, ori ne căsătorim, ori, la, mai bine, fiecare, că tu ești un derbedeu, nu, ia, ce știu ce, iar îmi zici mie, peste, te îndrăgostești de următoarea actriță peste un an și... nu, ori, ori. Și le-a zis, bine, hai. Și dar cuvântul ăsta, derbedeu, spus în glumă, avea o bază? Tu ca femeie simțeai ceva? Da, cred că da, pentru că... Da, uite, să știi că erau mai mulți în perioada aia, care acum au familii de atunci, din perioada aia. Era perioada aia, era o perioadă foarte frumoasă. Mulți dintre noi o regretăm așa, cu nostalgie, nu neapărat că acum n-am mai fi în stare. Îți spuneam, mai dormeam pe la filmări, ieșeam foarte mult. Pe vremea aia exista restaurantul La Papi și foarte mulți actori se întruneau acolo și stăteau nopți în șir și noi veneam iubite neveste și îi mai luam de pe acolo, îi mai culegeam. Adică era o perioadă foarte frumoasă pentru toată lumea. Și normal când îi vedeai că îi luai greu din cârciuma să-i aduce acasă, cu lăutari, cu Nelu Ploieșteanu, venea, le cântai. A fost o perioadă extraordinar de interesantă, așa, de povestit la bătrânețe. Suntem în momentul în care spui a doua oară da. Când ai spus a doua oară da, aveai ca femeie red flag-urile tale, punctele tale la care te-ai gândit că n-ar fi trebuit să o faci? Nu. Nu și am avut o căsnicie foarte frumoasă până n-a mai fost frumoasă și când n-a mai fost frumoasă s-a terminat. Adică n-am avut o căsnicie în care să trag, să-mi fie greu, să mă chinui, să încerc să-l aduc pe om acasă, să îi explic cum e cu viața. Ori că am fost eu naivă, ori că, nu știu, mie, de exemplu, că și la vremea aia mergeam la psiholog, mie psihologul mi-a zis că am o gândire foarte sănătoasă, pentru că nu ai de ce să cauți, dacă tu te simți, adică tu trebuie să ții ție pulsul, dacă tu te simți bine și tu ești ok, tu nu trebuie să începi să cauți să nu fii ok, adică să zici, mă, dar parcă ar trebui totuși să caut acolo sau acolo. Noi eram amândoi actori. Viața de actor nu este o viață normată. Asta și la teatru, la noi cu primăria discut chestiile astea. Noi nu avem o viață normală, adică noi nu știm că de la ora 2 la ora 4 suntem la serviciu sau de la ora 8 la ora... Noi nu știm, de multe ori te duci la filmare și mai durează, mai faci over, mai... adică sunt niște lucruri care nu poți să fii cu ceasul. Dacă nu te mai căsătorești cu un actor sau cu o actriță, dacă tu ești din asta care vrei să știi la ce oră vine omul acasă, când pleacă. Când... Și atunci, cumva, știind că asta e viața și că asta este... asta e omul pe care eu l-am luat, n-am stat niciodată să controlez, să văd cum... N-ai controlat? Nu, și niciodată. Și n-ai văzut? Și n-am văzut și nici nu cred că aș fi avut ce să văd, sincer. Și totuși... o să-ți spun de ce. Eu și asta cumva mă deranjează. Asta cred că e singur. Deci din tot ce s-a scris despre mine în presă, cel mai tare asta mă deranjează. Mă deranjează că cumva s-a înțeles și nu știe nimeni. Numai cred că Alexandru știe adevărul. Nu știe nimeni dacă eu am fost înșelată sau nu. Dar, deși nu știe nimeni, toată lumea a pus asta. A fost înșelată și nu știe. Deși de ce? Pentru că noi ne-am despărțit cu cazare, ca să zic așa, da? Nu cu acte, în 2018. Și el a fost prins cu acea doamnă în 2019 vara, când noi deja divorțasem cu acte. Deci în acest an de zile, ei ar fi putut atunci să se... Dar pentru că lumea nu poate... Eu cred că e o frică la mijloc. Și femeile și bărbații cred că trebuie să existe o femeie neapărat. Sau, adică nu poate să fie pur și simplu să te desparți, că te desparți. Trebuie să fie o femeie, trebuie să fie un șelat, trebuie să fie ceva acolo. Este o telenovelă la mijloc. Eu o să spun telenovela pe care am citit-o eu. Așa. Că tu ai fi descoperit această aventură a soțului. Ai văzut asta? Eu nu știu. Eu nu știu am de citit. Așa. Eu spun ce am citit eu. Ai descoperit această aventură a soțului cu o colegă de scenă, care și colega de scenă era căsătorită la rândul ei, un triunghi amoros care se tot învârtea. Eu de asta... Ești aici.
Asta, dar eu asta chiar n-am citit, adică te rog să-mi dai și mie link-ul, că mi-a scăpat. Tu nu te simți nici înșelată de către el, spui că lucrurile se terminaseră între voi. Deci eu când am aflat, sau când deja aveam niște suspiciuni, în sensul că eu m-am prins că e cu ea, dar deja nu mai locuiam împreună, adică de aproape un an de zile. Și, ăsta și crede-mă că și eu nu... Nu e că și eu tot anul ăla de zile n-am făcut nimic, adică n-am făcut vreo 7 luni, dar după aia am început și eu să ies, adică exact de asta mi-am și dorit să fac anunțul și exact de asta mi-am și dorit să divorțăm, pentru că m-am gândit, Doamne, mă prinde vreun paparazzi ceva cu cineva prin oraș și ia uite ce iese, așa măcar să fie treaba curată, vezi că noi, eu multe, că într-un fel și asta mă doare, știi, multe lume, a, că de ce ai făcut public? Păi trebuia să fac public, că dacă nu făceam public și mă prindea lumea, eu ce am că bine, mersi măritată, și mă prindea lumea cu un domn la o masă sau de mână sau nu știu ce, ce ieșea atunci? Ieșea că cine sunt eu, că eu l-am înșelat, că eu aia, că eu aia, că eu aia. Adică eu n-am avut cum de-a lungul vieții să nu povestesc, decât să, dacă, exact cum spuneam la început, dacă nu povesteam, să se facă tot soiul de scenarii și scenarii și scenarii și alte scenarii. Deci acum cumva se leagă și înțeleg anul acesta sabatic pe care voi vi l-ați luat. A fost un an în care ați mai așteptat, iar când lucrurile au devenit foarte clare din ambele părți și cumva ambii v-ați refăcut viața, au apărut și actele de divorț. Nu e că am așteptat. N-a fost curajul ăla să facem efectiv actele. Și tot eu am avut curajul ăsta, că de-aia zic, la mine, război din mine a fost gata, trebuie să facem și actele. Deci nu mai steam împreună. Noi am funcționat ca și părinți toată această perioadă. El era bărbatul la care ani, luni de zile, dar și ani, am apelat în caz că mi se spărgea țeava în bucătărie. Eu locuiam singur într-o casă de 300 de metri pătrați. Gândește că se spărgea țeava de la bucătărie. Eu la el apeleam. El se suna un instalator, venea, m-a ajutat. Adică nu m-a lăsat așa de izbeliște în Dragomireș de al cu copilul și a fugit în lume. Noi am avut în continuare. A, că ne mai înțepam, că a trebuit să treacă o perioadă până să ne vindecăm amândoi, na, că ba ne deranja pe unul o chestie, ba pe celălalt, dar în toată această înțepături, chestii, mici răutăți, noi funcționam ca și părinți și ca și cuplu, dar nu neapărat fără a fi partea asta de, nu știu, sexuală, dacă vrei, între noi, dar de ajutor ca femeie, bărbat, adică nu m-a abandonat și gata. Deci nu e ură acolo. Nu, și nici moment, n-a fost. Dacă a fost, a fost la un moment dat, poate ura aia de transformată de la iubire, că te doare orgoliu, te doare orgoliu. Ce, că nu a mers? Că, da, deci, da, și ca femeie, așa cumva, asta a fost de fapt, și de asta tot scriu acum, le spun femeilor, mai când divorțează, că multe îmi zic, mai mă doare așa de tare, și zic, da, pentru că știi că de fapt te doare orgoliu, nu te doare inima, nu te doare sufletul, te doare orgoliu, ca femeie, că te-a plecat. Și că tu ai eșuat ca femeie, ca nevastă, ca iubită, adică tu vezi eșecul ăla, ca, știi, dar de fapt nu e adevărat. După aia când începi să te aduni, în primul rând îți dai seama că a fost și vina lui. Că întotdeauna e vina la mijloc, deci nu poți să ți-o dai tu 100%. Deci vina a fost 50 doar a ta, deci deodată te mai ușurezi de 50%, că cumva știi cum e, că noi avem asta, nu știu dacă e generală sau numai în România, că femeia ține casa, știi, deci dacă femeia e responsabilă de tot. Și atunci cumva în momentul în care eșuează toată nava, e chestia aia, eu am eșuat, eu trebuie să repar. Hai, ce fac să repar acum? Și de sentimentul cu care te-ai confruntat, de fapt, a fost de vinovăție, că puteai, da, să faci ceva. Da, că trebuia să fac ceva. Mai, da, mult. Mai mult, da. Că nu l-ai ținut. Da, și după aia, cu psiholog am realizat, odată că, repet, nu era vina mea 100%, după aia că trebuia cumva să mi se spună, adică nu trebuia să înțeleg. Știi, eu cumva trebuia să simt că e nefericiște. Nu, trebuia omul să-ți spună. Dar nu când la final sunt nefericit și plec. Să-ți spună când era puțin nefericit, când era 10% nefericit. Măi, vezi că sunt 10% nefericit. S-a vorbit atât de mult despre tine ca soție și că ai spus de 3 ori da. Eu am văzut însă o altă luptă. Lupta de a deveni mamă. A fost greu să devii mamă? Prima dată nu. Mi-a mai dorit a doua oară, nu mi-a mai ieșit nici până ziua de azi, acum am renunțat. Dar mi-a mai dorit un copil.
prima sarcină pierdută te-a afectat? Da, m-a afectat. Acolo pot să spun că am avut tot soi gândurile alea de care trebuia, pe care ar fi trebuit probabil să le am și în alte contexte. Acolo am stat un pic și m-am gândit de ce mi se întâmplă mie, de ce s-a întâmplat asta. A fost frică să mai rămân încă o dată, că dacă mi se mai întâmplă încă o dată, pentru că a fost un accident, așa ni s-au spus, un accident genetic. Bun, și ce șanse erau să nu se mai întâmple încă o dată? Adică erau 0 sau 100% șansele. A fost accident genetic. Noi am făcut după aia toate analizele genetice să vedem dacă avem vreo problemă și nu era nicio problemă. Și atunci, într-adevăr, mi-am tot făcut niște gânduri, dar uite, adică și aici ca să vezi că așa sunt, adică trebuie să înțeleagă oamenii, eu așa sunt. Am rămas însărcinată la mai puțin de un an de zile. Deci când mi-a zis doctorul că da, gata, pot, m-am apucat. Adică n-am mai stat, stai, că nu sunt pregătită, că să vedem, că poate mai am. Că... Nu, când mi-a zis gata, poți rămâi însărcinată, iară, delete ce-a fost, hai să ne întoarcem spre lumină. Adică, a, gata, am șansa să fac copilul ăla. M-am tot gândit până n-am avut șansa, după care n-am stat foarte mult în suferința asta și în gândurile astea. Ești căsătorită? Ai spus da din nou? Am observat într-un interviu că ai spus că dacă este nevoie o să spui da. De câte ori poți să spui da? Fără nicio problemă. Dacă asta te va face fericită, o să o iei mereu de la capăt. De unde puterea asta de a o lua mereu de la capăt? Păi să spun un lucru. M-am gândit și eu. În primul rând sunt o romantică incurabilă. Mă doare la propriu. Când văd toate doamnele și domnișoarele care spun a, nu-i nimic ca dacă-i Valentine și nu mi-aduce buchet de flori, că sărbătorim iubirea în fiecare zi. Oare sărbătoriți iubirea în fiecare zi? Mă doare sufletul. E așa de frumos și așa de simplu, de fapt, asta e atât de frumos și așa de simplu să ne facem viața mai frumoasă, să îl educăm pe omul de lângă noi, că, de fapt, asta e. Bărbații, să zicem, nu sunt așa de romantici și atunci nu trebuie decât să-i spui, uite, pe mine m-ar face fericită dacă în fiecare vineri, eu așa mi-am zis lui Cristi, dacă în fiecare vineri, mai ales că este că vine weekendul, îmi aduci un buchet de flori. Tu știi cât de fericită mă face și știu că i-am zis și știu că face chestia asta pentru că i-am zis, dar tu știi ce fericită sunt în weekend când stau acasă și mi-l pun, uite așa, buchetul acolo, undeva într-un colț în living și mă uit la televizor și mi-aprind, uite, am și eu lumânărele așa ca voi, și mi-aprind lumânărelele și stau și mă uit. Și când mă fac așa și văd buchetul, nu știu, mă încarcă foarte mult pe mine și de asta cumva mă supără doamnele care zic, aia nu-i nimic dacă nu mi-aduc ce flori. Nu ai idee cât de mult înseamnă pentru sufletul tău să vezi aproape din minut în minut, de câte ori treci prin living, buchetul ăla în care cineva s-a gândit în momentul la tine, a coborât din mașină, s-a dus la o florăreasă, a întrebat, ia, a, uite ăsta. Deci cumva ți-a dat importanță pentru 5, 10, 15 minute din viața lui. Adică ți-ai făcut o bulă în care tu trăiești, ești foarte fericită și e bine că e așa. Da. Dacă stau să mă gândesc, da, că și mutatul ăsta la Dragomireș cumva mă scoate din bula civilizației din București, care mă cam deranjează. Adică da, da, pot să spun că trăiesc într-o bulă. La final vreau doar să îți spun atât. Dacă ai vrea ca oamenii, după tot acest interviu, să știe ceva despre tine diferit față de ce scrie presa, ce le poți spune la final? Cum ai vrea să te știe ei pe tine? Eu aș vrea să mă înțeleagă că sunt un om. Asta mi-am doresc. Adică oamenii trebuie să înțeleagă despre mine că sunt un om. Și asta presupune și bune și rele. Și atunci când văd ceva rău că am făcut, că eu nu spun rău, să zicem discutabil, ca să nu spunem rău, să înțeleagă că sunt om și că am fost om și că poate în momentul ăla așa am gândit, dar asta nu înseamnă că nu pot să am și momentele mele în care să mă răzgândesc și să cred altceva. Și pe măsură ce trece timpul, eu sper din tot sufletul să evoluez și să fiu din ce mai înțeleaptă și poate da, să neg ce am spus, uite, poate chiar astăzi la interviu de azi. Iona Ginghină, îți mulțumim mult că ai venit în oglindă. Cu mare drag! Nu uitați, oameni buni, că acești oameni pe care vedeți sunt personaje doar la televizor. Dincolo, sunt oameni obișnuiți, ca și voi. Respiră, simt, iubesc, trăiesc, suferă. Încercați să-i înțelegeți la fel ca pe voi. Vă mulțumesc că a stat în oglindă.